găsit, dragi prieteni, în duminică de sărbătoare! Deschidem această ediție specială a galei noastre cu creștinescul Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ha, ha, a pierdut! E, ce ți-a adus iepurașul de Paști? Un coș cu aleguri de la supermarket. Doar atât? O, păi la cât costă kilogramul de cozonac? A preferat să-mi cumpere două sticle de vin de 16 lei. Uneia dintre ele, după cum vezi, i-am făcut deja safteaua, dar nu înainte de a-i confirma urecheatului numele de cod al acestei duminici pascale. Și care-i numele de cod? Acțiunea M.O.V. Ce înseamnă? Miel, ouă, vin. Ah, numai la cât s-au scumpit toate în ajunul învierii Domnului, mă mir că am făcut rost de ele. Da, cam sărăcuț iepurașul anul ăsta. A, ce să-i faci, chestie de inflație, Mirelo? Mă rog, așa o fi, dar să depășim momentul și să umplem traista privitorilor noștri cu o glumă bună. De acord. Iepurilă și soția sa, Iepurina, urmăresc la televizor emisiunea iluzionistului David Copperfield, fiind interesați să-i descopere trucurile. La un moment dat, celebrul magician scoate dintr-un joben o duzină de iepurași. Iepurilă către Iepurina. Da, n-a fost rău, n-a fost rău deloc. Dar să știi că metoda noastră e mult mai bună. Așa este. Mișule, Mișule, scoală! A intrat un hoț în casă. Ce? Un hoț? Da. La ora asta? Spune să vie după Paște. Eu cred că a venit să fure. Să fure? Da. Ce să ne fure? N-are importanță. Gestul contează. Scoală, doamne, n-ai un scoală. Soacră mea? A venit soacră mea? Un hoț a venit. Un hoț? Păi n-auzi. Unde? Stai așa. Nu mișca. Nu mișca. Nu clipi. Nu nimic. Mâinile sus. Vreți să nu mă mișc sau să ridic mâinile? Nu mișca. Nu mișca. Mai încet că trezești vecinii. Cine ești și ce cauți aici? Hai, repede! Altfel chem poliția! Eu sunt iepurașul de Paști. Atunci eu sunt Babadochia. Și eu sunt Ali Baba și cei 40 de hoțule! Păi dacă ești iepurașul, unde ți-e blana și urechile? N-am mai avut destui bani pentru taxi. Ce era să fac? Mi-am lăsat blana. Mă, iepurașul merge cu taxiul? Stimată doamnă, păi la prețurile care sunt în ziua de azi la carne, dacă veneam pe jos, mi-ajungeam eu viu și nevătămat la dumneavoastră. Dar unde sunt urechile? Hai! Dar sunt false, minți! Ce face? Da. Ia spune-mi tu mie o poveste ca să te cred că ești personaj mitic. Dragul iepurașului, nu eu spun povești, mie mi se spun povești. L-am prins. Ce? Unde sunt jucăriile nepoților noștri? Uite, aici le-am pus. Le-am pus aici în iarbă. Îi așteptam. Le-am confiscat. Cum adică le-ai confiscat? Păi tu aduci daruri, nu le iei. Păi da? Păi alea erau jucării. N-ați văzut ce energofage erau, pe cât, cu cât costă kilovatul în ziua de azi, plăteați curentul pe 1000 de ani, dacă nu eram eu. Scoate repede jucăriile! Și ce dacă erau energofage? Dar erau energofagele noastre. Oameni buni, lăsați-mă, le iau, le retehnologizez, le restructurez și pe urmă mai vedem noi. Ce asta mai vedem noi? Domnule, iartă-mă că te întreb. Dumneata, ești NATO sau iepurașul de Paști? Dragul iepurașului, dragul iepurașului, să știu de bine că ți le plătesc, dar nu vi le dau înapoi. Nu, pe ce o să zică nepoții voștri când o să vadă prostiile alea pe care vreți să le dați? Dar ce o să zică poliția când o să te vadă pe dumneata? Nu vă faceți griji, am trecut pe la ei. Da. Ce să mai lungim? Îmi îndeplinești 3 dorințe și te lăsăm să pleci. Stimată doamnă, vă rog foarte mult, eu nu sunt peștișorul de aur. Stai, dragă, nu te enerva. Dar de ce să enervez? Măcar 2 dorințe, una soției mele și una mie. Ah, doamne, adulții ăștia. Bine, luați loc. Închideți ochii. Așa. Gata. Gata. Bine, acum deschideți ochii ușor. Nu, întâi, doamnă.
dragă, cine știe de unde l-a furat? Te rog foarte mult să nu mă enervezi, că te trec imediat în șomaș și fără preaviz. Parcă trebuie să fie purașul ca să-mi faci asta. Îndeplinește-mi și mie dorința. Chiar vrei? Chiar vreau. Acum? Acum. Aici? Aici. Iepurașule, iartă-mă, domnule iepuraș, că nu mai fac. Ia uite aici, îți spun o poezie. Iepuraș, drăgălaș, ai fugit de pe imaș. Și nu mai iau-o de aici. Nu mai fur, nu mai cer comisioane, nu mai iau-o, te rog. Pe cine să iau? Secretara șefului tău, infidelule, necredinciosule, Casanova! Asta merită după atâția ani de căsnicie? Pusi, da, agitată e persoana. Ce face? Acum pune aspiratorul pe amândoi, el! Stai, mamă, stai puțin, că nu e ce crezi tu. Eu am avut o datorie mai veche. Doamnă, cu datoriile și cu femeiul să nu te joci. Păi, sigur, cu femeiurile nu trebuie să te joci. Eu mi-am pus o dorință, o dorință așa, în general, așa, de schimbare, ca toată lumea. Pe mine vă rog să mă scuzați. Sărbători fericite, să vă păstrați cu drag cadourile. La revedere! Pleci! Și ne lași cu toate astea pe cap? Chiar poliția! Doamnă, nu se poate. N-am ce face, niciun copil nu-și dorește un aspirator, ca să nu mai vorbesc de dorința soțului dumneavoastră. De ce taci? Ce să fac? Spune să ia, să dispară asta de aici! Mamă, dar iepurașul ne aduce cadourile, nu le ia. Nu le ia. Spune să dispară! Altfel chem poliția, vecinii și pe mama. Mamă, ce să-i facă poliția iepurașului? Ce crezi, că ăsta-i chiar iepurașul? Auzi, iar începeți? Nu mă enervați, că la anul nu mai vin pe la voi. Adio! Da. Adio și tu! Dar asta nu-i cadoul dumneavoastră, cadoul soțului dumneavoastră. Lăsați-l și pe... Domnule, spuneți și dumneavoastră ceva, sunteți vorba, ce naiba? Adevărul e că iepurașul nici nu există. Care va să zic că sunteți liberi cugetători? Da. Atunci, dacă mă enervați și nu mi s-a întâmplat de mult, o să-mi iau darurile înapoi. Închideți numai ochii, închideți ochii. Închide ochii și fă să dispară asta. Formidabil. Parcă a fost un vis. Un coșmar. Aiurea, a fost chiar iepurașul. Uite, a dispărut aspiratorul. O chem pe mama. Stai, dragă, puțin. Stai puțin. Am visat amândoi. Nu poate să dispară așa de ușor o aspiratoare. Un aspirator. Un aspirator. Nu vezi că e lanțul pus la ușă? Pe unde să iasă dacă e lanțul pus la ușă? Nu mă interesează, pe horn, pe fereastră, pe ușă. Gata, de mâine, cu mătura în mână. De dimineață până în seară, în casă. Să dau eu cu mătura? Da. Bine, îți dau eu cu mătura. Da. Te rog, n-o chema pe maică ta. Te rog, nu ți-ai că strici părușii. Am glumit? Ne-am jucat. Poate cu folos? Poate fără folos, dar fiind de Paști... Vă spunem tuturor, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și vă urăm la mulți ani! Ia, prietene Stanley, ce-i cu tine aici? Da, cu tine ce e, Oli? Păi eu te-am întrebat primul. Și eu am să răspund al doilea. Cu tine nu scoate omul la capăt. Dar de ce capăt? Că de-abia am început. Am citit un anunț. Păi și am citit un anunț. Ce tu știi să citești? Uite, contesă. Contesă? Da. Văduvă de curând și bogată de demult, caută majordom capabil să închidă ușa în nas nepoftiților și să o deschidă. Pentru cei doriți să fie prezentabil. Și să vorbească măcar o limbă străină. Asta cu limba străină ți se potrivește perfect. Da, de ce? Pe
Păi pentru tine toate limbile sunt străine. Mai ales asta de pe care o vorbești acum. Să știi că mă prefac foarte bine în toate limbile străine. Ia. Yeah. Bonjour. Welcome. Auf Wiedersehen. Ni hao. Gata. Gata. Zi mai bine ce face. Cu ce? Cu anunțul. Ah. Ne prezentăm amândoi? Da. Și cel mai bun să câștige. Bine. Poftim. Bine. Să-mi deranjeze siesta. Nici măcar răposatul meu soț nu avea curajul să-mi întrerupă siesta. O singură dată s-a întâmplat și de atunci sunt văduvă. Înălțimea voastră, noi am venit în legătură cu anunțul. Ce anunț? Anunțul cu văduvă de demult, bogată de curând, sau nu? Am venit în legătură cu postul de majordom. Da. Referință aveți? Scrisori de recomandare. Nu, dar să știți că pot să scriu acum. Eu am un scris foarte frumos. De la fostul patron. Ah, păi nu, că el avea un scris foarte urât. Era doctor. Nici pacienții nu puteau să-i citească rețetele. Da? Ce fel de doctor era? Veterinar. Ah. Și ce trebuia să faceți pentru el? Să primim pacienții. Și să curățăm după ei. Da. Era mult de muncă? Oh, nu, nu era deloc, pentru că era o detalie mică. Cine? Pacienții. Mă rog, aici vin musafiri, nu pacienți. Da? Tot detalie mică? De toate mărimile, dar mai ales din clasa de sus. Aveți și etaj? 3. Răposatului conte îi plăceau înălțimile. Din cauza asta a și murit. A căzut de sus? Nu, s-a încurcat cu o înălțime de-asta, o ducesă. I-am prins tocmai când voia să-i arate domeniul. Afară? Nu, în dormitor. Și primiți des musafiri? Zilnic, de aceea am nevoie cât mai repede de un majordom. Dar ce s-a întâmplat cu majordomul de dinainte? Oh, mi l-a furat prietena mea, baroneasa, o jigodie. Zicea că mă adoră și pe la spate mi l-a răpit pe Pierre. Oh, era așa de priceput Pierre? 25 de ani, blond, cu ochii albaștri, cu pieptul bombat. Era foarte priceput. Acum îi deschide doar ei ușa. Ah, și le-o închide nas nepoftiților. Așa scrie în anunț. Numele? Da, eu sunt Oli, dar mi se spune Bran. Eu sunt Stan și nu mi se spune Bran. Nu-mi plac numele voastre. Astea nu sunt nume de majordom. Va trebui să le schimbați. Între noi? Păi, și cum ați vrea să ne cheme? Rudolf și Raul. Ca pe răposații mei soți. Au fost 2? 3! Dar primul nu se pune niciodată. La socoteală. Voi mi-amintiți de ultimii 2. Ne-am iubit, da? Ne-am iubit, nebunește. Mă rog, eu eram cu iubirea și erau cu banii. Noi am preferat să fiți dumneavoastră cu banii. Poftim? Adică dacă ne angajați, înălțimea voastră să ne plătească salariul. Salariu? Da. Dar cine a pomenit ceva despre bani? A fi majordom e o datorie sacră. O artă, un mod de viață și asta nu se plătește. E o chemare. Da, o aud și eu. Ce anume? Chemarea. Oli, eu n-aud nimic. Ia ascultă mai bine, se aude foarte bine. Da? Și ce zice? Zice să plecăm cât mai repede de aici până nu ne schimbă văduva neagră și datele de naștere din buletin. La revedere, înălțimea voastră.
Oh, ce greu se mai găsește un majordom în ziua de azi. E clar. Trebuie să mă mări din nou. Ia să vedem. Ce zice agenda? Am fost la litera R, acum am ajuns la litera S. S. Sta. Îmi sună cunoscut numele ăsta. Petreceți! Foarte bine. Relaxați-vă. Beți, mâncați. Aoleu, unii dintre dumneavoastră au ținut post. E, acum când se restructurează atâtea întreprinderi, singurul post sigur e postul Paștelui. Mă rog, sunt și unii care au ținut post negru, cu icre negre. Mă rog, ați făcut roșii de miel? Bravo! Nu vă mai întreb cât v-a costat, că dacă ar trăi acum Richard al III-lea ar striga, da un regat pentru un stufat. Miroase a fripturică. Cu atâția fripturiși, sigur o să aveți succes. Dar văd pe masă la dumneavoastră și cozonac. Ați avut făină bună pentru aluat? Pentru că acum totul e pe bază de aluat. Aluat mită prefectul, aluat câteva țereleuri. Ăsta, primarul, unul pe numele nevestii, unul pe numele soacrii și altul pe numele secretarii. Vorba poetului, trei doamne și toate trei. Acum, cred că dumneavoastră știți că cei mai mari specialiști în patiserie sunt liderii sindicali, pentru că ei frământă coca guvernamentală la negocieri. Doar le-o crește cozonacul cu nucă și stafiduțe la indexări. Cum ați spus? Sunteți pensionari? Aole, vai de cozonacul dumneavoastră, că vorba aia, pensia e de cacao. Pardon? Ați vopsit și o-o? Eu nu știu cum să le colorez. În roșu nu, ca să nu se zică că sunt vreo nostalgică. În verde nu, că miroase a extremism. Albastru niciun caz, pentru că și așa starea economiei e albastră. Dar mai sunt și ouăle de ciocolată. Dar pe acelea le mănâncă aleșii noștri, pentru că ei au o viață dulce, dulce, dulce. Și pentru că tot vorbim așa de o-o. Știți proverbul acela? Cine fură azi un ou, e un bou. Normal, azi se fură milioane. Păi, boul Apis, zeul la care se închinau vechii egipteni. Păi, boul nostru e mai la preț ca boul Apis. Pentru că noi ne închinăm la zeița Joiana, când vedem la ce preț au ajuns antricoatele. Mai economie de piață ca la noi, la nimenea. Te duci la piață, te uiți la prețuri și vii acasă cu sacoșa goală. Faci economie de piață. Păi guvernanții noștri au transformat țara într-o agenție de pariuri. Ba pariază pe agricultură și recolta e în pom. Ba pariază pe industrie și producția e la pământ. Ba pariază pe leu și banii contribuabililor se duc pe apa sâmbetei. Apropo, cum stați cu dragostea? Cum stați cu apa? Prost? Ei, și ce? Ce a murit cineva de nespălat? Și ce dacă la blocuri apa n-are presiune? Guvernul nu mai cedează la presiunea străzii. Așteaptă potopul alegerilor anticipate. Ei, și dacă nu o să mai fie aleși, ce? După ei, potopul. A început campania electorală. Partidele însămânțează. Promisiuni. Parole, parole. De tot vorbesc și dumneavoastră poate vreți să vă distrați. Poate vreți să vedeți o emisiune de divertisment la care să râdeți. Dar așteptați că o să râdeți la viața parlamentară. Acum știți că se încearcă un pact politic între putere și opoziție. Vorba lui Neacu Caragiale, un fel de pupat tot piața independenței. Geaba, că nu mai pupăm noi bunăstare decât acum de Paște, telecailor. Îmi vine să-și râd. Mă gândeam așa că dacă s-ar introduce și la noi pedeapsa la moarte cu scaunul electric, acum cu scumpirea asta la electrică, criminalii ar fi executați cu lumânarea. Dar să lăsăm zău. Haide mai bine să ne distrăm, să râdem, dar în familie, dragă, în familie. Să nu faceți cumva imprudența să mergeți la cabarete sau la baruri. Nu.
pentru că acolo nu mai fac striptease balerinele. Acolo fac striptease consumatorii după ce și-a achită nota de plată. Vorba cântecului. Și bani ți-o-i da și haina de pe mine. Păi, mani, 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 mani. Dar de ce vă vorbesc eu în limbi străine? Că poate nu pricepe toată lumea. Să vă traduc. Bani, 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 bani. Cum ați spus? Mai tare, vă rog. Ce soluție văd eu pentru ca țara noastră să iasă din criza asta economică? Păi eu vă spun, dar mi-e frică să... Dar nu știu de ce mi-e frică, pentru că acum ești liber să spui orice. Am să vă spun soluția. Să declarăm război americanilor, măi, frate, și să ne predăm. La revedere și... Aoleu, relaxați-vă și petreceți. Două prietene stau de vorba la telefon. Prima. Fată, iubial meu, trebuia să fie acasă de 2 ore. Cred că e pe la vreuna. Cea de-a doua. Hai, fată, de ce gândești negativ? Poate a avut un accident. Se spală bine ouăle. Bun. Colorantul se dizolvă. Bun. Și-a... Se fierb ouăle, se pune oțet, sigur, apă. Apă de unde? Că apa e oprită. Dar mă duc la vecin, mă duc la vecin. Opa, iepure, iepure, nu e bună, nu e bună. Da. Mă rog, asta. Asta, ia să luăm ouăle, se ia ouăle. Se ia ouăle, zică, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh. Nu e bună. Așa, adică colorantul, colorantul, ouăle și... Dobrică! Da! Cum mă lași ăsta singur, Dobrică, unde ești? Unde ești? Ia vină cu amolie. Molie. A? Mă, te omor, mă. De ce? Mă, te omor, mă. Mă, mai că juc cloșca, mă. Hai cu... Ce facem acum? Ce vopsim, mă? Ce vopsim, mă? Omletă, ce vrei să vopsim, mă? Poftim. Ouăle. Ouăle. Uite, mă, ce... Astea-s de vopsim, mă. Astea-s de vopsim, mă. Ia-și-mi. Oh. A spus că mai bine să ne surăm. Mai... Taci din gură. Taci că te omor. Astea au rămas. Astea au rămas. Astea au rămas, bă! Taci că mai de domnul fiu. Ce să fac, mă, să mă sor? Bă, tu nu ești drava la cap. De ce să mă sor? De ce să-mi iau nevastă să mănânce zilele și leafa? De ce să-mi iau nevastă, mă, să facă o? Să vopsească o nevastă. Bă, ce face în definitiv o nevastă? Bă, Dobrica, fii atent. Ce faci o nevastă? Curăță cartof, mă. Ai un cartof? Da. Dă-mi un cartof. Uite-l. Extraordinar. Așa. Așa. Ia cartoful. Ia cuțitul. Asta e nevastă. Și taie de aici. 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 Și gata. He? Unde-i cartoful? Și pentru asta să-mi iau nevastă. N-o să bate. Mai nenorocim. Mă. Hai să facem cozonaci. Mă, tu știi că nu ești prost degeaba, mă? E bună ideea. Faci cu zonaci. Deci apa e închisă, vopsim ouăle la vecin. Bă! Butelii? Poate drojdi de bine să face rost, că tot nu e. Da. Bă, Dobrică, am o idee, mă. Se poate și fără femei, fără neveste. Clătite, mă. Am visat clătite. Vreau să mănânc clătite. E bine? Da. Te super? Da? Nu, nu, nu. Facem? Faci. Poftim. E aici, în carte, da? E în carte acolo. Hai că tu ești deștept. Ia vezi tu. Clătite, da. Clătite, așa. Am găsit. Ia vezi tu. Să ia o foaie. O foaie? Ai o foaie? Am o foaie. Sportul. Sportul, așa. Bun. Se întinde bine, da? Așa. 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 Se pune dulceață 3 linguri. 3 linguri? 3 linguri? Mari. Băi, n-am decât 2. Ce puneți? Stai și dulceața.
Dai și tu ceasa. Opa, opa. Tu ceasa. E bun, nu? Aha. Se pune bicarbonat. Da. Asta ca să dulofănească, da. Crească, da. Să crească, avem. Avem, băi, ce înseamnă, și fără nevastă. Și fără nevastă. Așa. Un vârf de cuțit. Ce mai? Un vârf de cuțit. Uite, se pune bicarbonat, gata? Un vârf de cuțit. Gata. În regulă. Albă, fii atent. De ce se pune un vârf de cuțimă? Ca să nu se taie. Mai deștept ești, mă, ca să... Așa, mai departe. Așa. Se rulează. Nu zice cineva? Nu. A, se rulează. A, da. Gata, gata, se rulează. Mai deștept ești. Dar mă facem noi clătite și fără pare rău de ouă. Așa, mai departe? Se unge bine peste tot. Peste tot, da. Avem. Avem. Să unge, să unge. Facem ungere totală. Dobrică. Așa. Așa? Și? Și se pune la foc mic. Foc mic, da, avem. Avem foc mic. Și în regulă. Eh? Eh? Ce părere ai? Eu știu să vedem. Ce părere ai, bă, Dobrică? E regulă? Cred că da. Bă, stai. Uf, uf, uf. Stai, mă, să nu se ardă, mă. Stai, mă, să nu se ardă, mă. Moment. Moment. E bună? Bă, Dobric, s-a cam ars, mă. Ce vorbim? Ce carte aia, mă, ce... Asta? Dobric! Te strâng de cât. Cu mine? Ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă? Sanda Marin, carte de bucate. Femeie! Femeie, la ce te poți aștepta de la o femeie? La ce te poți aștepta, mă, auzi? Sublăși. Mă, te omor. Dobrica, sărbători. Da. La mulți ani. La mulți ani. Neion, tractoristul integrat în rândul vasluienilor în urmă cu ceva timp, s-a hotărât ca, în postul mare al Paștelui, să nu mai bea timp de câteva zile. Și reușește! Însă, după 5 zile de abstinență, își aduce aminte că... 1. E medic stomatolog în București. 2. Are familie și 2 copii. 3. A venit în urmă cu 18 ani înaintea ultimului recensământ în Vaslui. L-a pescuit. Mă întreb însă ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi pornit în jurul lumii într-o călătorie căutând pește și s-ar fi întors cu mâna goală. S-ar fi apucat de cântat. Cântat. Sunt aici și să-i fie frică. Ce dacă este mai mare, eu cred că alerg mai mare. Ole!
de coarne cu a doua țin o spadă de toreador. Și dacă-mi surâde o fată, eu sunt mereu învingător. Pensionar își sună fiul.
trebuie să spun că eu și cu maică-ta divorțăm. Gata! Îmi ajung cei 45 de ani de mizerie. Derutat, fiul răspunde: tata, tata, stai puțin, liniștește-te, spune și mie despre ce vorbești. Tatăl vine cu precizări: de la un timp nu ne mai suportam și chiar m-am săturat să discut despre acest subiect. Sună pe soarta și spune și ei ce hotărâre am luat. Bătrânul închide telefonul. Fiul îi spune soră-sii ce a aflat, iar aceasta îl sună pe bătrân înapoi speriată: nu se poate așa ceva, tată! Mâine venim acasă să discutăm! Bătrânul închide telefonul și spune soției: gata! Am aranjat! De Paști vin sigur amândoi! Să vedem ce o să spunem de Crăciun. Da, ai murit tu! Sau eu! Te-ai dat la fund de tot, nu te-am mai văzut de... Dacă ai ști ce bine îmi pare că ne-am întâlnit. Ah, tocmai vroiam să te invit diseară la mine. O să fie o atmosferă foarte wow, plăcută. Lume multă. Multă, da. Am și o seară liberă. Acum mă bag în închisuială, să-mi sufle aia în gură. Mă rog, faci cum vrei. Dacă nu vrei, stai acasă. Să stau acasă, da. Să stau acasă, nu? Să stau să mă plictisesc în casă, să-mi pierd noaptea dormind ca un dromader. Păi atunci, ai vino. Bea și dromaderul un șpriț cu noi. Eu? A? Șpriț, să mă amețesc. Aoleu, să merg pe două cărări. Plec noaptea la trei de la tine să mă calce vreun tramvai. Hai, lasă, da. N-are cine să te calce. Deci să n-am nici cu ce să mă întorc acasă. Păi, dar sunt taxiuri, drag. A, deci are ce să mă calce? Nu, nu. Mulțumesc, stau acasă. Păi atunci stai acasă. Stau acasă. Voi să petreceți, să vă giftuiți și eu să stau acasă. Păi mă, atunci mai vino. Am drob. Ceapă. Ceapă. Ceapă verde. Străinine n-ai? Mai bine dăm sticlă pisată, dinamită, uraniu. Păi eu cu ficatul meu, mă. Păi ficatul meu e ca o fată mare. Mănânci brânză nouă, ou, da. Ou roșu. Paște fără drob. Păi n-ai spus tu că ești fată ăsta suferind? Cum am spus eu? Eu am spus că sunt suferind. Păi tu ai spus. Scoate-mă și bolnav acum. Hai, fă-mă și tuberculos. Da, tradiția. Tradiția. Mielul, drobul, ouăle, tradiția, copilăria, ulițele satului cu pomii muguriți, căsuțele proaspăt văruite, deniile la biserica din sat, mama torcând cu fuiorul. Tu te-ai născut la țară? Da, pe Magheru, vis-a-vis de scala. Și atunci mama cu fuiorul nu torcea? Cum o să toarcă mama? Ce-i pisică? Mama e caseriță la jocuri mecanice. Și tata nu stă pe cuptor? Cum să stea tata pe cuptor? Ce e cotoi? Friptură de miel? Plăcintă cu brânză? Ce e tata? Păi stai puțin, dragă, ai spus că nu poți să mănânci miel, că ai ficatul. Păi ce eu mănânc cu ficatul? Eu mănânc mielul cu salată verde. Foarte bine! Bine, îți dăm lăptuși, dar hai vino! I-aș veni! Dar ce să fac acolo? Toată lumea să giftuiește, toată lumea și eu să flămânzesc acolo? Te stai acasă! Păi eu o să stau acasă. Bun. Să-ți conveni. Atunci la revedere! La revedere, să treci. Frumos să-ți șade. Frumos să-ți șade. Tu mi-ești prieten? Da. Pleci fără să mă inviți și pe mine de înviere? Eu nu sunt creștin, mă! Păi atunci hai de mă vino! Asculți puțină muzică, să și dansează. Să danseze. Uh-huh. Să dansez toată noaptea cu cine știe ce balenă, să mă calce în picioare, să-și rezeme capul de umărul meu, să mă umple de fixativ. Păi atunci, dacă nu vrei, nu dansezi. De ce să nu dansez? Nu sunt și eu bărbat, n-am și eu dreptul să dansez, să strâng o fată la piept. Să amețesc, să-și rezeme căpșorul de umărul meu, să amețim amândoi într-un vals nemuritor. Păi atunci dansează, frate. Mă, dar sucit mă ești, mă. Nu ți-am spus că nu vreau să dansez?
Stai, dacă n-ai spus că vrei să te amețești așa... Dacă vreau să mă amețesc, îmi dau cu un lemn în cap. Perfect, foarte bine. Uite ce. Atunci bagi o periniță. Da? Periniță? Da. S-o sărut, să-mi creez obligații și după aia s-o conduc acasă, dincolo de calea ferată, că toate stau dincolo de calea ferată. E o mașină. Da, e o mașină, că sunt văr cu ger. Uite ce, eu te las, te mai gândești și îți dau un telefon. Ți-a ieșit porumbelul pe cură, îmi dai un telefon. Da, da, stai puțin, dar ce număr ai? Păi n-am telefon. Păi dacă n-ai, de ce îmi spui să-ți dau? Păi să-mi dai, că aștept de 8 ani. Eu să-ți dau? Păi să-mi dai, că lucrez la telefoane. Dragă, eu sunt telefonistă. La deranjamente nu mai ai niciun haz, nu mai viu. Atunci rămâi acasă. Ai și drob? Și ceapă verde. Ou, brânză. E merg. Vine iepurașul la urs. Nene ursule, hai la barcă, fac eu cinste. Oh, bun, bun, se bucură ursul, hai. Ajung ei la bar, vine barmanul, zice iepurașul: barman, o țuică pentru mine și o limonadă pentru urs. Se supără ursul, scoate pe iepuraș afară și îi spune: ascultă, iepurașule, Om fi noi prieteni. Dar dacă mai faci faze din astea, adică să mă umilești așa în public, te bade, te las la, da? A doua zi, iar vine iepurașul la urs. Hai, ursule, la barcă, fac eu cinste. Se duc, vine barmanul, zice iepurașul: o țuică pentru mine și două limonade pentru urs. Îl scoate ursul pe iepuraș afară și îl bate de-i sună apa în cap. A treia zi: nene ursule, hai la bar că fac iar cinste. Merg iar la bar, se așează la bar, vine barmanul și iepurașul: barman, o țuică pentru mine și o limonadă pentru urs, că dacă bea două, iar se îmbată și nu mai știe ce face. Unde duci tu, mielule? Unde duci tu, mielule? Să pas fiarbă, domnule. Bine, băieți, ia mieluțu, ia mieluțu. Ia uite-l, bă, fratele meu, uite mieluțu, ia mieluțu. Ia uite-l, bă, cu doarbă, bă, frate. Poftiți, poftiți, domnule. Trăiți, poftiți, poftiți, luați. Luați mieluțu. E de vânzare. Ia mâna de pe lână. N-atinge exponat. Ce faci, domnule? Ce? Nu mă las să-l pui pe... Păi eu am pus mâna pe dumneata, ce pui mâna pe el? Dar ce are mielul ăsta deosebit? E cald. Și a fost mângâiat de Brigitte Bardot când a fost la București. I-a și spus: tu iei trei jolii, mon petit, și îmi bagă nasul înăuntru. Tu iei trei jolii, mon petit, și iei. În ce limbă e asta? În engleză. Drăguță, bă, bătia, dacă am ridată. Uite-te la mine, doar. Păi vorbesc cu dumneata, da, se poate. Că am ridată harta Iugoslaviei și, în plus, și chioară. Rău. L-a confundat pe un fost ministru cu unul actual. Ghici unde? La periniță. Mare breze. Oricum se confundă lumea. Ce deosebire între un fost ministru și un ministru actual? Că tot dracu ăla. Unul fost, uite la mine, mai până una pe el. Pe unul fost, nu-l mângâi ca pudul la zi. Bravo. Uite ce, eu ți l-aș cumpăra, dar n-ai vrea să mergem undeva mai la lumină? Că mie să nu fie de furat. Ce cumva furat, domnule? După atâta peste gură, domnule. Fugi de aici, bine, să trăiești, să fii sănătos. Noroc, noroc să trăiești. Zici că îți place mieluțul. Foarte mult. N-am autorizație de comerț ambulatoriu și una, două mă saltă ecologiști. Verzi în albastru. Am înțeles. Ziliei, când ajunge lumina asta, lumina de la capătul străzii. Okay, lumina de la capătul... De la capătul. Bun, bravo. Cum îl dai? Cu cât îl dai? $50. Cine? E mult $50. Cum să fie mult, domnule? Păi am mai lăsat de la noi după Paști, că nu-i mai cumpără lumea. Îl iei? E mult, totuși. Nu, negociem, știu, negociem. Nu. Spune un preț. Atât cât ai rămas tu, așa rămâne. Nici o centimă mai puțin. Păi ăsta l-a mângâiat babete, pleacă la război. Ia miroase-l, miroase-l la prapură. Hai ce miroase. Miroase? Hai ce miroase. Odicolon extra? Mai miroase odată. Șapelize? Ia uite, de alumare? Atât toate miroase. E bine, e bine. Nu că mi l-a mai cerut și de sigla la un partid. Serios? Da, da. Mielu, sigla la partid? Și care e partidul ăsta cu sigla mielu? Unul nou nouț, făcut din trei mai mici, toate cu credință în alegeri anticipate dinainte. Zi, ai scoate dolarii și al dumitale să fie. Da. Dom'le, cum să uită? Știi unde se uită el acum? La dumneata, nu te uita la el că plânge. Serios? Da, direct la dumneata cu ochișorii lui, știi cum e?
albaștri și și m-a dat tot ochii albaștri. Ăsta seamănă cu matar. Păi cum să nu-l iei, domnule? Știi ce zici acum? Ia-mă, nene! E rău, nu ți-o părea! Serios? Băi, ăsta păzește și casa, băi! Mielul păzește? Păzește casa! Păi cum îți păzească mielul casa? Zău, apără de ghinioane, zău! Am înțeles! Zău, ia-l după aia! Hai că le-a, uite, mai întâi așa, dacă, îl iau! Ai 50, ai 50, dacă afli șmecherii că ai 50 de dolari pe tine, te face drop, te bagă într-o valiză chinezească, pune pe asta așa și... Și după aia urmează tăcerea mieilor partea a doua. Hai ia! Bine, hai că m-ai convins, iată-te. Așa, bravo. Știi ce afacere mare ai făcut? Ai făcut cea mai mare afacere. Da, dezlagă-mi. De ce l-ai băgat în sac? În sac, de ce-l țin eu în sac? În sacul ăsta, de ce-l țin? E cald. E-l cald în sac. Înțeleg. E frumos. Și ce frumos e în sac? Să fii sănătos, să nu-l mănânci, da? Să nu-l mănânci. Nu-l mănânc, îți promit, îl cumpăr, dar nu-l tai, nu-l dau drum, nu-i fac nimica. Pe ce ești, nord-coreania? No, nu ești. Și ce afacere mare ai făcut? Cum te-am văzut? Mi-a spus, domnule, nu te uita, lasă-l, te uiți după la el, că plânge acum, plânge. Dacă plânge de când a venit, ai și plâng și eu. Ai făcut cea mai mare afacere, este un miel ciobănesc, mioritic. Da. Și tu ești cel mai mare fazan, te-am pupat. Ce? Hai că i-am luat mielul. Auzi, care vede, domnule, partidul ăla care și-a ales de siglă mielul? Abar n-am. Că pe aia cu câinele îi știu. Uite ce am primit de la un amic. Un catren, vrei să-l auzi? Te rog. E foarte drăguț. Gastronomie geopolitică. Românul nostru plin de zel se întoarce astăzi spre apus. Mai bine varză de Bruxelles decât salată a la rus. Mă rog, și ce-ar vrea să ne spună nou acest gen de gastronomie politică? Ceva foarte simplu. Ce? Că românul nostru, chiar dacă a devenit între timp cetățean european, va mai sta, vrea nu vrea, încă o dată la coadă pentru intrarea în Schengen. Hei, Hristos a înviat, Dumnezeu să ne ajute! Ce te-a băgat? Păi nu așa se zice. E, lasă, câte nu se spun despre ce se zice. Iar ești întors pe dos. Și azi, în Sfânta Zi de Paști. Bine, bine, de înviat, da, e adevărat, a înviat, dar acum să nu-ți închipui dumneata că o să ciocnească fiecare după cum îl taie capul, da? Dar wow. Cum? Cu socoteală, cu foarte mare socoteală. Tu vezi cât de bogată e masa asta, da? Văd. Cum ar fi să ne repezim noi acum și să mâncăm fiecare ce-i place? Bă, dar eu așa vreau să mănânc ce-mi place. Păi nu-i corect. Nu e corect. Dar cum să mâncăm? Noi trebuie să împărțim și să mâncăm fiecare după ponderea sa. Ne, ponderea sa acum, în greutate sau în importanță? Și. Păi. Niciun păi. Că destul ne-ați bătut la cap de când am dat și noi buzna la guvernare. Că să reducem ministerele, că să suprimăm secretarii de stat, că să împărțim regiile autonome... Da? Ce? Și voi le-ați privatizat pe șest. Ce-a mai rămas pe fundul sacului? Extraordinar, dar voi zeci de ani cât ați fost la putere. Ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut? Ai niciun păi. Ce-o cu mic și joc de glezne, da? E foame. Eu zic să împărțim așa cum am împărțit și bugetul. Aoleo, mamă! Lasă-o pe mama că-i la spa. Începem cu vinul. Da, cu vinul, da. Că tot ești dumneata de partea ălora care ne-au amețit de cap cu promisiuni tot anul. Hai, dă paharul pa. Vinul îl facem jumate-jumate. Baga. Cum adică jumate-jumate? Jumate-jumate că e moștenire de la ai mei. De la ai tăi? Moștenire de la ai tăi? Da, de la strămoșii mei daci. Înainte să le taie burebista vița de vie. Păi tu vezi că tot la strămoșii mei apelez când dai de greu? Care păi, strămoși? Da, s-a întâmplat ce s-a întâmplat anul trecut. Ce? Păi întâi a fost secetă, după aia au venit inundațiile. Da-aia, păi da-aia. Da-aia. Păi da-aia, că l-ați dat jos de la agricultură. Pricepi? Da, pricep. Păi bun, dacă ai priceput atunci că vinul se trage și de la ai tăi și de la ai mei, hai să ciocnim. Hai, noroc și... Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Stai așa. Ce? Ce facem cu cozonacul? Cozonacul. Nu e moștenire tot de la ei tăi?
De la ei mei? Nu, de la ei tăi. Zău? Tă? Dar pe ce te bazezi, colega, de spui așa ceva? Pe ce mă bazezi? Ia uite de aici. Rahat? Ioc. Stafide? Ioc. Nucă? Ioc. Cacao? Ha! Vai de cozonacul lui. Păi atunci e cozonacul vostru, că e cozonac de austeritate. Și ce ai fi vrut, mă, să facem? Ce ai fi vrut să facem după atâta tocmeală cu e minuni? Să facă primul ministru minuni? Bineînțeles! Primul ministru e singurul care poate să facă minuni. Da, da, hai, știi ceva? Ia, hai. Ciocul mic și mai la opoziție, da? Așa, hai mai bine să împărțim ouăle. Da, bravo, hai să împărțim. Eu zic să le iei și să le și numeri pe astea roșii, că tot bat în culoarea ta. Da. Eu o să le iau pe astea albastre. Da, 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 dacă tot s-a albăstrit situația, mai ales acum în preajma alegerilor. Tu te-ai mai uitat prin sondaj în ultimul timp? De ce să mă uit în sondaj? Ca să vezi cum s-a albăstrit situația voastră. Ba, voastră s-a albăstrit. Ba, voastră. Ba, voastră, ai. Zi mai bine ce facem cu alea verzi. Păi știu, le iei tu, că știi ce să faci cu ele. Dar de ce să le iau eu? Pentru că pui lângă astea roșii făcut nou majoritate. Na, 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 mai bine le iei tu și le dai minorităților. Că tot au stat de partea voastră de atâta vreme. Hai! Noroc! Noroc! Hristos a înviat! Cum zici dumneata, colega, dar acum hai să vedem ce facem cu aperitivele. Aperitivele! Ce aromă! Dar sunt cam puține. Asta e, le luăm la pachet. Nu! Si. Am eu o propunere. Si. Aperitivele le dăm primarilor săraci. Glumești! Primar săraci? Unde ai văzut un primar săraci? Nu, nu, nu. La primar le dăm cojile de la ouă. Și asta după ce negociem la sânge. Hai, noroc, colega! Și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Nu, stai, 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 stai. Deci cozonacul l-am rezolvat. L-am împărțit. Ouălele. L-am împărțit. Aperitivele și vinul. L-am. A mai rămas? Mielul. Ia mâna că se lipește de degete. Nu vezi ce mic și pricojit e? Da, da, e bun. Amâna, ar trebui un elefant ca să te saturi pe tine și pe ai tăi. Doi elefanți. Nici un, doi, trei elefanți. Unde găsești cu elefant să-mi pușc acum noaptea? Care va să zic că eu nu primez miel? Nu. Colega? Ce? Dacă e așa, atunci eu am să părăsesc sala. Stai, mă, stai. Stai. Stai că îți dau, îți dau. Ce? Îți dau capul și coada. Mai vreau. Îți dau copitele. Mai vreau. Bine, îți mai dau, gata. Urechile? Da, atât. Dacă e așa, am părăsit sala. Stai, mă, că îți dau, mă, stai, mă. Ce-mi dai? Ești? Stau, o să te saturi. Nici nu știi dacă mai prinzi un nou mandat de parlamentar și faci așa. Lasă, domnule, să vină alegerile. Înțelegi? Ca să putem să umblăm din nou la momeală. Care momeală? Care momeală? Rectificarea bugetară. Păi da, dar nu e corect. Ce facem cu echitatea? Lasă că merge și fără echitate, frățioare. Păi ce le dăm la celelalte formațiuni? Ce facem cu sindicatele? Aoleu, ai dreptate că am uitat de sindicate. La sindicate? Nu le dăm nimica? A? Dar ce, vezi tu vreun sindicalist pe aici? Nu. Ia să ne mai lase în pace sindicatele și mai ales de Paști. Bravo. Ia. Ia, cu încredere, ia, vezi, ia, ia. Ce bun. Dar cât ai dat pe ele? Are vreo importanță ce? Tu cât ai dat pe miel? Eu? Mm-hmm. N-am dat nimic. L-am luat cu un împrumut. E pe datorie. Da? Păi da. Și cum o să-l plătești? Voi o să-l plătiți. Păi nu sunt finanțele la voi? Faceți un credit ca să plătiți pensiile și salariile și plătiți și miela. Măi, Itzic, măi, am auzit că toți banii pe care îi ai, îi dai celor săraci. Așa-i, așa-i. Păi și din ce trăiești? Din dobândă. Butușină, iartă-mă că te rețin câteva clipe. Despre ce e vorba? Păi, mi-e mai greu să-ți explic. Îmi trebuie așa o introducere. Păi, hai, spune mai repede că am treabă, mă grăbesc. E vorba de Mia aia. Care Mia? Mia? Care Mia? Vreo femeie cu numele de Mia? Care? Nu, e vorba de 1000 de lei pe care ți-am dat-o cu împrumut. Mi-ai dat 1000 cu împrumut, 1000 de lei? Da. Tu ești beat? Nu. Atunci du-te la doctor.
Dacă nu ai un doctor bun, îți dau eu un văr primar, care e medic primar. Cum nu-ți mai aduci aminte? Era acum vreo 6 luni, într-o vineri. Mi-ai dat telefonul și mi-ai spus că ai găsit un covor de Buhara la consignația. O operă de artă, piesă unică, și că ai nevoie de 1000 de lei. Ce vrei să dai tu de înțeles, mă? Că eu sunt un tip rapace și fără scrupule, care umblă să cumpere tot ce e pe piață, împrumutând bani și uitând să-i mai dea înapoi. Eu nu dau nimic de înțeles. Eu vreau să-mi dai mie înapoi. Da? Și dacă nu ți-i dau, ce se întâmplă? Ce, mă reclam șefului? Ce... Nu. Da, s-ar putea întâmpla să-mi schimb părerea despre tine. Foarte bine. Și eu mi-am schimbat părerea despre tine. Ești un om de nimic. Eu? Da, tu. De ce? Pentru că ești meschin. Iată, ia bani, domnule. Uite, ia bani. De ce sunt meschin? Tu crezi că eu uitasem de banii ăștia? Cum nu uitaseși? Bineînțeles, dar am vrut să-ți dau o lecție. Să te învăț cel mai de preț lucru din viață. Să nu cer niciodată înapoi ceea ce ai dat împrumut. Pentru că numai așa poți să fii răsplătit, înzecit. N-ai știut asta, nu? Nu. Păi bineînțeles, nu te-a dus mintea. Habar n-ai cât ai fi crescut în ochii mei dacă nu-mi cereai mie asta nenorocită. Cât m-ar fi tușat discreția ta. M-ai fi obligat să te recompensez fără să știi. Te-aș fi lăudat șefului de câteva ori. Ți-aș fi luat apărare într-o ședință când era la închesuială. Te-aș fi propus pentru o călătorie în străinătate. Te-aș fi invitat cu soția de ziua mea, mă. Ai fi contat pe mine. Mureai, mă, fără mine asta. Crăpai, meschinule, măruntule. Butușin, ce vrei? Nu vrei să-ți dau înapoi mie de lei? E prea târziu. Nu meriți, lacomule. Drăguță. Și cum e proaspăt în surățel? Da, e bine. N-am voie să beau, n-am voie să fumez, n-am voie să întârzi, n-am voie să întorc capul pe stradă. Oh, cred că regres pasul făcut. Nu, că nici asta n-am voie. Oh. Se lăuda mitic al meu că seamănă leici cu un personaj, cu un erou dintr-un roman vestit. De când am luat mereu citesc și caut an de an, dar vai prieteni, nu găsesc deloc acel roman. Mi-am spus e Don Quixote leit la chip și caracter, dar vezi mitic că e deosebit de bravul cavaler. Căci el nu drucinei de dovadă de curaj, ci tot cu Rosinanta stă s-o mângâie în garaj. N-o fi el din nici o carte, dar mi-e drag mitică foarte, căci mitică e mitică. Nu-i Georgel și nici Georgica, nici Florin și nici Florica, nici Fanel și nici Fănică, nici Marie, nici Marinică, nici Dobrin și nici Dobrică, nu-i Romeo, nu-i Romica, nici Georgel și nici Georgica, nici Florin și nici Florica, nici Fanel și nici Fănică, nici Marie, nici Marinică, nici Dobrin și nici Dobrică. Dar e bun și eu nu vreau nici să-l schimb și nici să-l dau. O fica d'Artagnan mi-am spus, un mușchetar isteț, care aduce un colier cu al vieții sale preț. Dar n-am primit nici colier, parfum sau flori măcar. Ba nu, odată mi-a adus 3 fire de mărar. Cu Romeo c-ar semăna, e lucru evident, dar pentru scara din balcon am un amendament. Cu scările, mitic al meu e foarte circumspect, o lună în stradă ar dormi când liftul e defect. N-o fi el din nici o carte, dar mi-e drag mitică foarte, că e tandru și nu vrea nici să-l schimb și nici să-l dau. Și cu Otelo să-l compar ar fi foarte frumos, dar chiar de-mi pierd batistele, mitică, nu-i gelos. Și cum ar fi când dumnealui, umblând așa mofluz, chiar șafurii de la Nufăru le uită-n trolebuz? Pe
când apel și la folclor am dat de făt frumos. Și-am zis, mitică e la fel, înalt și curajos. Dar cum să-l pui să tai un zmeu când el de sărbător n-a vrut să taie un curcan și ăla din cuptor? N-o fi el din nici o carte, dar mi-e drag mitică foarte. Nu-i frumos nici mare smeu, dai mitică și al meu. Dar dacă el ar fi Samson, Dalila aș fi eu. Să-l tund când vreau să-l cumințesc pe bărbățelul meu. Dar vezi, mitică, n-are păr să atârne la cântar. Decât să-l tund, mai bine iau splendoarea de ochelari. N-o fi el din nici o carte, dar mi-e drag mitică foarte. Că mitică e mitică. Nu-i George, și nici Georgica, nici Flori, și nici Florica, nici Fanel, și nici Fanica, nici Mari, nici Marinică, nici Dobri, și nici Dobrica, nici Romeo, nici Romica, nici George, și nici Georgica, nici Flori, și nici Florica, nici Fanel, și nici Fanica, nici Mari, nici Narinică, nici Dobri, și nici Dobrica. Dar e bun și eu nu vreau nici să-l schimb și nici să-l dau. Iepurașul și consoarta dumnealui Iepurina, urmăriți de o haită de lupi în pădure, în ultim moment reușesc să se ascundă într-o gaură în pământ. Și acum ce facem? Foarte simplu, foarte simplu. Stăm aici până când le vom fi superiori numeric. Nu, nu, nu. Bună seara! Hristos a înviat! Suntem doi iepurași drăgălași. Numele nostru e foarte răspândit în natură. Până și un soi de măr a fost botezat în cinstea noastră, Bot de Iepure. O comună a fost denumită Iepureni, alta Iepurești, până și Galileo Galilei a exclamat, iepuri ți move. E adevărat că nu avem prea multă școală. Pe vremea noastră ce se învăța la școală? Despre superioritatea iepurelui din socialism față de iepurele capitalist și viața fericită a iepurelui în Uniunea Sovietică. Oamenii au ciude pe noi, ci că le ronțăim varza și morcovii. Care varză, care morcov? Că la magazinele de legume, fructe, se găsește numai whisky și Adidas. După cum bine știți, noi ne facem culcușurile pe câmp. Acolo ne și înmulțim. Însă înainte, în vechea dictatură, primăvara, intrau cu tractoarele peste noi și ne exterminau întreaga familie. Acum s-au schimbat vremurile. Nu mai are nimeni. Poți să te mulțești în voi! Păcat, păcat că nu mai avem voie să ronțăim copaci. Au și ei dreptate. Păi dacă roadem noi coaja copacilor, mâine oamenii ce mai mănâncă? Ha? Noi, iepurașii, suntem foarte fricoși. Avem și mulți dușmani, lupul, vulpea, ogarul. De aceea dormim iepurește. Guvernanții ne-au copiat și dorm cu ochii deschiși. Tresar și vorbesc prin somn. Vin minerii, nu vin minerii. După revoluție strigau, securiștii în mină. Și acum se întreabă cine i-a adus pe mineri la București. Știți, am vrut să ne privatizăm și noi, să deschidem în pădure o dugheană la doi iepurași. Însă n-am știut să mișcăm din urechi. De aceea am venit la televiziune, să ajungem și noi celebri ca iepurașii lui Disney. Ori rozători, ori vedete. Ori căcă, ori căcă. Ieri jucam doi îngerași. Iată-ne și iepurași. Dar vedem în loc de ou un cuplet ceva mai nou. Știm că unii comici vor să ne vadă la cuptor. Asta e concurența, bă. Ori căcă, ori căcă. Bă, nu-mi place nici decât omul când nu-i hotărât și nu spune clar mânaie, ori elaie, ori bălaie. Păi și frumoasă, și lăptoasă, și apoi și de vreme acasă, asta nu se poate, bă, ori căcă, ori căcă. Vrei ca să te procopsești și de la client ciupești, bă, 100, bă, 1000, tot nu scăp de sărăcie. Dacă vrei să ai bănet,
fură neică din buget. Asta-i lovitură, mă! Orcă-că, orcă-că. Din spații comerciale unde au făcut parale și din fondul de partid și-au mai ridicat un zid. Eu muncesc pe brânci, nu fur, și umblu cârpit în spate. Asta nu se poate, mă! Orcă-că, orcă-că. Lina, când o încinge dorul, ia foc, neică dormitorul. Știe niște chestii noi ca în Emanuel II, dar bărbatul-i ca în trecut și se alege cu un sărut. Dacă nu-i, degeaba, mă! Orcă-că, orcă-că! Tovarășii secretari, azi sunt revoluționari. S-au pornit pe strigături, jos cu vechile structuri. Dar acasă ți-o pitit carnețelul de partid. Lasă fie, poate că, orică că, orică că. Ministerul ne explică că leafa e mai bună mică, dar nevasta strigă tare cu o vreanițel mai mare. Însă abia se ridică, prețurile o va chiar mică. Și atunci cum să fie, mă, orică că, orică că. Ai băgat de seamă că în ajunul Paștelui mai toți oltenii vopsesc mașina în roșu? Bineînțeles, Mirela. Dar și de ce? De ce? Ca să aibă ce ciocni. Auzi, bă, nepoate, bă. Făcui eu ce făcui și de tei dunăcaz, auzi. A, de tei dunăcaz. Pa aia când e să dea omul de năcaz, nu trebuie să-l cate. Vine el singur. Da, vine el singur. Poți să te și pitul tu. Te găsește el, n-ai grijă. Păi plecai eu la București că aveam niște treburi, dar acum a avut să-i paporniță multe pachete, că cărșunară pe mine o droaie. Și ia și dă mijana asta cu zaibăr să o duci lunașul, ia și mie ouăle ăștia de rață să le duci lui Cuscru, și ia plapuma asta duci lui norul meu, așa că nu mai prideam. Și n-am pus să-i de lucru, mă pus să dracu să le iau pe nepotul meu, pe sucă, să-mi ajute la cărat. Mă, firara neacă cui să fie el. Mă, mai bine întăia în limba înainte să apuc să zic, hai mă cu mine la București, mai bine întăia în limba, întăia în limba mai bine, auzi? Nu-ți mai spui ce pății cu el în tren. Mă, că nu se pot olea de fel, de fel, de fel, și era o înghesuială și o năplăială și o nădușeală, că se ducea lumea la odină, știi, se ducea lumea la odină. Suca al meu, hâț acolo, hâț încoace, ba că el se duce să dă jos, să ia apă din gară. Ba că se duce să vadă că oia covrigi, oia covrigi la bufet, poate oia covrigi la bufet, poate au covrigi la bufet, că se duce el acolo. Ba că văzui el, se păru lui că văzui un alt vagon pe, pe catarița lui Pătrunjel, se duce pe acolo. Mă, să fii să aș tare, amintea dracu, stai odată locului. Bă, tu nu vezi, mă, că n-au oamenii loc să-și tragă nici sufletul. Dar nu se potoli, nu se potoli. Până nu mă păgubi de două perei de palme, nu se potoli ce mai. Bă, fraților, dar mai bine lăsam să ducă, auzi. Mai bine lăsam să ducă. Că pusă ochii pe cucoană de ședea, peste drum de noi, pe banga ilaltă, și zice sucal meu, auzi, cucoană, dar mă, tale, nu se frig așa, cu rochița așa scurtă? Nu se frig. Mă, săraca muiere, mă, se fă cu roșie, roșie ca sfecla. Ce nădușea aia până acu? Dar acu o trecura apele de tot ce mai. Mie să-mi pleznească obrazul de rușine, auzi. Îi detei un cot așa în coaste și îi săi printre dinți. Mă, taci dracu din gură, mă faci de restul lumii, mă, mă faci de restul lumii. Dar suc al meu în gura mare. Lasă, bă, neamărine. Ce vrei să răcească, săraca? Mai bine ia, trag eu, o trag eu de atenție, auzi? Auzi, cucoană, trage o țâră de pole mai la vale, că ți îngheață genunchii. Mă, frate, mă, îi scăpai una peste gură așa în drum, mă, făcui că aranjez papornițele acolo, știi? Și îi scăpai una. Îi scăpai una. Auzi, dar lângă geam stau un moș. Cam bâlbâi săracul, știi? N-are de lucru și zice, auzi, mă, frate meu, ce gară vine acu șica. Dar sucă zice, mă, taică, de ce vorbești, matale, așa tocat? Așa tocat, de ce vorbești așa tocat? Că uite, până să vorbești, matale, trec cu gara. Moșul zice, mă, ce zice sucă, ce? Mă, garule. Eu te zice sucă, dar după ce mă cunosc cu și după urechi? A, zice moșul, după răspuns. Auzi, moșul bâlbâi la vorbă, la vorbă bâlbâi, dar la minte iute. La minte iute, moșul, la minte. Mă, dacă văzui așa, lăsai dracu pe-n culoar să o mai răgori la cap, zic. Dar nu trecură 10 minute că aud hărmălaie, chirăială, bătaie, ce mai? Hai, zic eu, ăsta e sucă. Mă, o să ia afară, așa era. Așa și era. Suca al meu băgase mâinile în gât la unul de seama lui, mă, și îl strângea de ieși să luă la ochii ca la melc din cap. Auzi, ca la melc ieși ochii din cap. Mă, zice, ai cu el, mă, ce-ți făcut? Păi de mă, nene, ce zice? N-auzi ce zice? Că noi oltenii plimbăm copiii noaptea prin pivniță, prin beș cu roaba, să se învețe să meargă cu metrou, auzi? Bă, abia-l scosei din mâinile lui Sucă. Îi spus eu băiatului. Mă, țică,
Mă, nu te mai râde de Olten, că e trinul plin, auzi. E trinul plin și dacă n-ai noroc, dai unul mai țăndăros și s-ar putea întâmpla să te dai jos din trin cu două stații mai devreme decât trebuie, auzi. Sau e să intri în toaleta asta de trei ori, să ieși numai de două. Și ar fi păcat, mă, fata ta. Zău, ar fi păcat. Mă întorc să iau compartiment, dar ajunsei tamam la vreme când ajunsei să-l iau pe sucă în brață, să-l ridic în sus, să-l detei cu capul de tavan. Tamam la țang veni, auzi, că se pregătea suca al meu să lase cu toată greutatea pe semnalul de alarmă. Ce ai, mă, cu el, zic? Ăsta ce-ți mai făcut, mă? Ce ai, mă, nărodule, cu semnalul? Mă, nu vezi, mă, nene, zice că e legat cu ață. L-o fi legat, nu, om rău, săracul, l-o fi legat. Mă, frate meu, mai mă păgubi de două palme. Da, mai cu eu, cumva ai ajuns seara la București. Ia de teren jos, luai eu câte două paporniță în fiecare mână, luai plapul mai în spinare, zic, lușucă, mă. Ia și tu dă mijana cu zaibăr și ouăle, dai grijă să nu le spargi și ține-te după mine. Mă, fraților, mă trecură toate nădușelile, mă, puzderie, puhoi de lume, papornițele grele, plapul mai tot îmi venea peste ochi. Când se ies din gare, simt că mă bate cineva pe umăr. Mă întorc eu, sucă. Ce e, mă, zic? Auzi, neamărine, dă-mă tale 5 franci lui omul ăsta. Păi de ce, mă? De-aia zice sucă că ei mi-a dus să dă mijana și ouăle cu căruciorul. Păi bine, mă, zic, eu de ce te luai pe tine cu mine, mă? De ce te luai pe tine? Păi și să te ajung la cărat. Păi și atunci de ce luași căruciorul? Păi ce să nu sparg dămijana și ouăle? Păi de ce să le spargi, mă? Hai, mă, neamărine, șeva tale, nu știi că eu zic că am nărod. Mă, frate meu, mă. Bine, mă, dar zic eu, de ce luai căruciorul? Eu de ce nu luai? Tu luai și eu nu luai. Eu de ce nu? Păi și dacă nu te taie capul, mă, că vrusai să-i trăznesc una peste gură, dar fugi. Scoase-i banii să plătesc. Ăla zice 10 franci. Păi de ce zici? De ce 10, zic eu? De ce 10? De-aia zice că adusei cu căruciorul și pe copilul matale, că să sui sus, să ție de dămijană și de ouă. Mă, ce era să fac? Plăti? Plăti, ce mai? Când mă uit, auzi dămijana lângă mine, la sucă nicăieri. Pusă-i plapul mai jos, pusă-i papornițele aia peste ea, mă sui și eu deasupra. Dor-dor lui vedea pe sucă, prin al buhoi de oameni. Că-mi și zisă unul. Mă, colectivă, mută geamantanele ăștia agricole mai încolo, că în curs circulați. Auzi vorba la ei? Colectiv, auzi? Bine, mă, colivă, zic. Ce colivă, zic el? Care-i colivă? Amatale, zic eu. Și când mă uitai odată la el frumos așa, odată la pucă greaba. La pucă greaba, să topina lume. Mă, fraților, începui să strig. Sucă, 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 sucă. Odată aud, acelea neagrea, mărine, vină cu acea că-i tătei de dracu. Mă duse eu așa după glas, îl găsi pe suc al meu băgat între două zăuduri de case de bani. Ce cați acelea, mă, zic? Ce cați acelea? Eu te zice, ăștia sunt pentru puștile, bagajele, știi? Bagi bagajul înăuntru, faci o literă și trei numere și se încuie. Cum se încuie, zic eu? De tot. De tot, zice sucă. Brava treabă, zic eu. Brava. Brava pe dracu, zice sucă, că ei te băgai ouăle de rață de trebuia să le ducem lui Fănica, lui majorul înăuntru. Păi scoate-le. Păi nu mai pot, că nu se mai descuie. Păi fă numerile, zic. Păi nu le mai știu. Păi bine, mă, zic, și acum ce facem? Ei, și dacă ai vrea, matale, să deschizi o țâră, să mă uit eu să văd numerele alea, le-am făcut înăuntru, pe urmă descui eu. Păi cum să descui, bă, nărodule, dacă numerele sunt înăuntru? Aia e, și ai dreptate și matale. Știi, ca să descui, trebuie să știi numerele, ca să știi numerele, trebuie să descui. A dreacu' trecu' venie. Hai, zic eu, zic. Hai. Hai să mergem, că să-i spunem lui Fănica, lui majorul, că s-o descurca el, că e orășan. Păi, dracu știe unde șade, zice sucă, că scrisoarea cu adresa e în traist. Și traista unde? Înăuntru cu ouăle, zice. Mă, frate meu, mă, să-l omor, mă, când mă întorsei la el, dar să uita sucă la mine cu niște ochi frumoși, apoși, așa. Care sucă ăsta, niște ochi? Mă, limpezi, limpezi și nevinovați ca de viță, l-auzi. Mă, topi de tot. Îl lăsai. E, fără și eu treburile la București. Veni acel, ai adresa lui Fănica, lui majorul, la neamurile lui și îi scrise omului. Fane, tată, zic, peste vreo 10 zile, așa, du-te și tu prin gara de nord. Și trage cu urechea pe la ăle casete. Unde o să auzi măcăială? Acolo înseamnă că sunt ouăletele și făcură ochi. Și scoate-mă săracile rățășoare de acolo, mă. Scoate-le de acolo, că ele n-au nicio vină. Că mai bine îl băgam dracu pe sucă într-o casetă de-aia, îl încuiam și uitam numerele, auzi? Uitam numerele și scăpam de el, mă. Scăpam de el, aia e. S-a sfârșit cu un maestru neîntrecut în comedie, Gala noastră minunată. Și de acum încolo, iată, vă promitem că or să fie doar prilej de bucurie întâlnirile noastre săptămânale. Așadar, ne revedem vinerea viitoare la o nouă ediție Gala Umorului! Ha!